Svetlana Matvievic este tânăra care s-a întors recent din România cu premiul 3 de la cea mai mare conferință de social media, datorită proiectului Descoperă Moldova. Nu a fost premiată niciodată aici, acasă, iar premiile obținute până acum în România și Croația o ambiționează să promoveze și în continuare turismul din Republica Moldova. Planifică în viitorul apropiat să organizeze o tabără de biodiversitate și să demonstreze în continuare că Moldova are cu ce se mândri. Svetlana, povestește-ne despre activitatea ta în domeniul turismului, al PR-ului și al bloggingului. Blogărița Orheanca a apărut în mediul online acum 2 ani și ceva, în martie 2014. Atunci nu știam exact că vreau să fac turism, nu mai lăsesem nișa în domeniu dat, dar treptat când am mers în primele mele activități ca blogger, în primele offline-uri organizate în Moldova, cât și peste hotare, am înțeles că aici este mediul meu, asta mi este vocația, vreau să promovez Moldova în mediul online. Cum crezi, care a fost cheia succesului sau secretele pentru care blogul tău, dar și tu, ai evoluat atât de mult timp de 2 ani? Să știi că fug de această cheie a succesului, pentru că nici eu n-am găsit-o, dar nici n-am căutat-o. Una, ce pot să spun, că toată activitatea mea este, în primul rând, pe bază de emoție. Și mie îmi place ce fac. Și dacă îți place activitatea ta și depui efort și îți depui maxim efort și nu aștepți neapărat, vorbim de bani, da? Nu faci activitatea pentru bani în primul rând, atunci îți iese. Aș putea spune că asta ar fi cumva metoda prin care am ajuns eu atât de repede, cum zici tu, cunoscută, și cu toate că mai am mult de lucru la capitolul promovarea personală, ca să mă cunoască din ce în ce mai multă lume, dar am început să depun tot sufletul și am început, pot să zic, primele 2 luni când am decis să mă fac freelancer, să știi că nu făcusem niciun ban, dar am reușit să merg atunci la toate evenimentele posibile în domeniul turismului, cu degustări de vin, evenimente mondene, unde eram invitată, unde băteam eu la uși ca să fiu invitată. De ce? Ca să cunosc oameni. Pentru că activitatea mea, în primul rând, se bazează pe oameni. Oameni despre care scriu, oameni pentru care scriu și oameni care mă inspiră. Vorbind de partea financiară, poți trăi din blogging în țara noastră? Da, eu sunt exemplu. Și toată lumea întreabă, până și părinții mei de acasă, da? cum faci tu bani de pe Facebook, da? Ce înseamnă statul ăsta tău pe Facebook și tu zici că lucrezi? Păi să știi că eu promovez aceleași vinării, aceleași vinuri, obiective turistice, scriu articole pe blog sponsorizate, mai fac și social media pe lângă toate, adică administrez pagini de Facebook. Și la momentul când am înțeles eu că vreau să nu fiu doar un simplu consumator de online, dar vreau să fiu eu cea care creează conținut de online, atunci am devenit mult mai selectivă la tot ce postez, la ce distribui, pe cine eu urmăresc. Nișa de travel blogging în țara noastră este în dezvoltare și cu siguranță ai colegi pe care nu îi consider neapărat concurenți. Spune-ne câteva nume pe care îi urmărești și care apreciezi activitatea lor. Noi suntem toți în același lac, da? Noi nu, și fiecare n-ar trebui să tragă la turta lui. Noi împreună facem activități de care avem de câștigat fiecare. Îmi place foarte mult cum scrie Viorica Ataman. O mai citesc pe Dana Mocanu. Dana scrie acum cam rar, dar când scrie o face foarte bine. Îmi place foarte mult de Loredana Gamurare, este o tânără speranță bloggingului, dacă vrei, de travel. Ea scrie și în engleză. Îmi place mult cum scrie Andrei Curăraru. El acum a plecat în Budapesta, dar sperăm că se va întoarce și va continua activitatea pe care a început-o aici.
Și mai sunt mulți alții pe care îi urmăresc și care au mare potențial. Povestește-ne despre câteva proiecte pe care le-ai organizat sau în care ai fost implicată și de care ești mândră. Am înțeles că vreau să fac turism acum 2 ani, când am fost la un eveniment de promovare a județului Neamț. Evenimentul se cheamă Prin Neamț. Atunci ne-am adunat peste 60 de blogeri și am descoperit județul. Am urcat pe munte, am fost în oraș, am participat la tot felul de activități acolo și respectiv ne-am scris impresiile pe blog. Păi să știi că atunci, stând la masă cu greii blogosferei din România, să zic așa, în special oamenii din travel, am înțeles că pot și eu să fac mai mult în Moldova și să știi că le sunt recunoscătoare câtorva dintre ei că m-au provocat. Eram într-o seară la un foc de tabără și cineva m-a întrebat: "Bă, dar voi în Moldova aveți drumuri, chiar aveți internet?" Așa, într-un fel așa, de mă lua peste picior, știi, că pentru că ei habar nu au ce se întâmplă peste Prut, nu mai vorbim de partea turistică. Eu am rămas la informația nivelului anilor 90, când se vorbea de racheți, când se vorbea de cu totul alte lucruri, că nu avem salarii, că lumea primea mâncare în loc de bani și tot așa. Adică au rămas, informația nu s-a mai transmis mai departe, nu s-a ajuns la alt nivel. Și atunci, ca un copil din ăsta mic, am zis că las, că am să fac eu un eveniment în Moldova, am să vă chem în Moldova și să vedeți că avem și noi cu ce ne mândrie, avem și noi lucruri frumoase. Și atât, din aprilie 2015 până în prezent, am organizat deja 3 mari evenimente cu blogger din România și Moldova, la care au participat și un blogger din Statele Unite și 2 blogger din Noua Zeelandă. Deja la activ s-au adunat peste 60 de blogger ca participanți, s-au scris sute de articole, s-au făcut mii de poze. Toți acești blogger care au participat în eveniment au devenit ambasadorii Moldovei, să zic, pe online, pentru că toată lumea a plecat acasă mulțumită de... Cuiva i-a plăcut mai mult la orhei vechi, cuiva i-a plăcut la o vinărie. Toată lumea a plecat cu impresii diferite și cu emoții pozitive de aici. Primul eveniment pentru mine a fost foarte solicitant și chiar știu că nu am... Așteptările au fost mult mai mari și de la mine și de la proiect, dar a fost primul proiect și am învățat multe tocmai din greșelile făcute pas cu pas. Al doilea proiect făcut în toamnă deja a fost mult mai bine, iar al treilea făcut acum în mai a fost un Insta Meet, când am adunat instagrameri și din România și Moldova, fotografi, vloggeri, tot mai mulți influenceri din online. Și să știi că am avut cele mai multe articole apărute în presă atunci, am avut cele mai multe poze pe hashtag. Să știi că nu mă mai pot opri, trebuie să continui. Și următorul proiect îmi doresc foarte mult să fie în primăvară, dacă nu la începutul verii, pentru că avem nevoie de vreme frumoasă pentru poze. Sunt acum în proces de căutare a sponsorilor, pentru că nu este atât de ușor. Nu pot să zic prea multe despre proiect când voi avea detalii, când voi avea banii și toate astea, dar să știi că nu mă opresc aici. Și de asemenea, vreau foarte mult să fac o tabără de biodiversitate. Am prieteni iarăși din România, pasionați, nebuni de păsări, de reptile și toate astea. Ei merg pe coclauri să facă poze, să caute acele specii rare și ei singuri mi-au zis că voi aveți în Moldova câteva specii pe care eu neapărat vreau să le fotografez. De fapt, ce vrem să facem? Să mergem să fotografăm păsări, animale, reptile din Moldova și să facem eventual un calendar sau, de ce nu, chiar și o carte despre ele. Pentru că vrem să scoatem în față valorile despre care ziceam. Dacă am început cu turismul vinicol, care este locomotiva turismului în Moldova, promovăm cultura turismului și cultura vinului, dar pe lângă toate astea avem și multe alte lucruri frumoase. Nu ai fost încă premiată în țara noastră pentru munca pe care o faci cu entuziasm și cu mare plăcere, dar știm că recent ai fost premiată în România. Povestește-ne mai multe despre acest premiu, dar și despre premiile pe care le-ai mai primit peste hotare. Să știi că a fost, cred că, prima oară când am urcat pe scenă, am mândră de ce am făcut. A fost cea mai mare conferință de social media. Eu, când merg în România la evenimente, merg în viitor. De acolo învăț atâtea lucruri și vin acasă și îmi dau seama că noi suntem încă departe de ce se întâmplă acolo. Și pentru mine aceste evenimente sunt o sursă de inspirație. Au fost în total 12 premii s-au dat, adică 12 categorii. Ajung la Bloggers Project, stăteam, vorbeam cu un coleg de-al meu, adică a fost atât de... Și când au descoperă Moldova, Svetlana Matvievici, bloggerița orheanca, am rămas repede, cu o viteză pe scenă, m-am pornit. Și să știi că atunci
În fața mea aveam peste 300 de oameni, aveam un premiu în mână și am ridicat capul sus să mă uit la toată lumea și cred că a fost prima oară de când m-am simțit mândră de mine. Și am invitat pe toți să viziteze Moldova. Și pentru că una dintre destinațiile de top este și această locație, o să te rugăm să ne spui câteva informații curioase și ceva despre istoria acestui loc. Da, cu mare drag! Ne aflăm în una dintre cele mai vechi mine din zonă. În raza de 10 km sunt în total 9 mine de piatră și calcar. Asta ar fi una dintre cele mai vechi mine din care s-a extras piatra și ar avea mai mult de 400 de ani. De ce zic ar avea? Pentru că nu știm exact data de când s-a început aici construcția. Partea frumoasă și partea, să zic așa, valoarea dată acestui loc este că aici va fi construit primul hotel subteran din Moldova. Și pe lângă hotel subteran, pe lângă cultura vinului, restaurant, sala de degustații, de asemenea se construiește și o sală de spectacole. Imaginează-ți să vin la un spectacol de teatru în 16 metri sub pământ, unde avem temperatură constantă 12-14 grade, și unde nu este conexiune la telefonie și internet. Această locație, în scurt timp, va deveni cea mai mare atracție turistică a Moldovei și o zic cu toată încrederea, pentru că este un loc ieșit din comun. Nu știu dacă în general, în toată lumea, este așa ceva construit și așa ceva gândit, pentru că aici nu s-a făcut nimic altceva decât să se facă curățenie, s-au spălat pereții, iar designerul a fost chiar omul, cum ziceam, de acel om din Moldova care dă valoare locului pe unde merge. Păi să știi că aici nu există 2 metri pătrați identici de pereți, pereții s-au tăiat, au fost tăiați cu bestia, cu ferestrău de pe vremuri și casele din împrejurime s-au construit cu piatră din această locație. Chiar și casa mea din Orhei, de asemenea, construită cu piatră din una din aceste 9 mine din zonă.